De regulă, ședințele de Consiliu Local de la Roman se desfășoară într-o atmosferă de calm și unanimitate la vot. Nu același lucru s-a întâmplat însă în ședința din 29 septembrie, care a fost una extrem de tensionată încă de la primul punct. Pe ordinea de zi avem 9 proiecte, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim! Consilierul social-democrat Constantin Holban a atras atenția că la primul proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri există o serie întreagă de inadvertențe între expunerea de motive, proiectul propriu-zis și anexele acestuia. Aș dori o precizare pe libertății 12:5. Într-adevăr, am fost personal acolo, am văzut în față, sunt trei extinderi pentru intrare și a venit chiar lângă la cărcușori. Am înțeles să ia 7 metri, 20 care în față. Dar mai sunt 13 metri și 80 de centimetri care cred că sunt spate, în altă parte, în aur. Iar în spate nu e invers. Invers. 13:80 în față, 7:20 în spate. Dar n-are cum. Iar acolo, dincolo, în spate, nu există absolut nimeni nu are. Deschidem cutia pe amândoi. Pentru că în spate sunt grădinile oamenilor. Eu vă spun că am fost personal acolo. Arhitecta șefă Ana Maria Alexe a încercat o explicație a apariției unor erori materiale. Are o extindere și cărpușor extindere și se aliniază la linia ei. Numai că va fi mai scurtă, pentru că este și ieșirea din scara. În bălării, de aia acolo? Păi, dar nu în bălării. Eu am fost acolo. Înălțime de 1,20 m. Primarul Laurențiu Leureanu a încercat să dea o serie de lămuriri referitoare la modul de concesionare a terenurilor. Acolo unde există, e legea, acolo unde există proprietate deja cumpărată, deci clădirea este proprietatea... Da. Acolo se dă terenul de sub clădire și terenul aferent pentru care de acces proprietarului clădirii, deci celă care este proprietate privată, la preț evaluat în zonă, acolo unde nu există, se dă prin licitație publică, acolo unde există, se dă prin concesiune directă. Consilierul local Constantin Holban a atras atenția edilului șef că mai există și alte inadvertențe în proiect. Ori o eroare materială, ori e altfel. Păi nu, dar atunci o corectăm. Este corect cum e în anex. Cu nervii întinși la maximum pentru situația în care a fost pus, primarul Leureanu a decis scurt și tăios retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Păi, corect ceea ce a spus, de aceea propun retragerea punctului de ordine de zi, să-l facă ca oamenii. Și va juca direcția de urbanism să facă și mai multe responsabilitate documentele. Cum, la sfârșitul ședinței, care a durat doar 15 minute, funcționarul care s-a ocupat de redactarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii s-a apropiat să încerce o explicație peste măsură de furios, primarul Laurențiu Leureanu, obișnuit ca în primărie lucrurile să meargă ca unse, a izbucnit furios, adresându-i se funcționarului în cauză. Dă-ți demisia și pleacă!